plin, am tot alergat în ultimele 5 minute pe aici prin platou după frumusețile astea de căței. Astăzi avem la Neața de weekend Husky Siberian. Răzvan Oance a venit astăzi alături de noi cu ceva exemplare din această rasă, unul mai frumos decât altul. Sunt și puiuți, sunt și adulți, nu? Da. Ce am eu aici? E Loki, îl cheamă. Loki? Da, Loki. Are aproape 5 luni. Maia de acolo este sora lui. Și mai avem pe Cezar. Unde e Cezar? Aici, aici e Cezar. Sunt toți frați. Da. După cum vedeți, au culori diferite. Am mai avut, mai au un frate gri care e undeva în Austria. Mai au o surioară maro care este în Germania. Ăștia au rămas în România, cu ăștia am putut să venim. Așa și... cum, iertați-mă, așa da. Cum spunea și Florin, sunt una dintre cele mai jucăușe rase. Da, așa știu foarte și eu. Jucăuși. Sunt greu de dresat din cauza asta? Dacă îi faci să înțeleagă ce le ceri, pot să-i dresezi. Nu o să facă niciodată ceva de dragul de a face, pentru că așa le... Trebuie să-i faci să înțeleagă... Să le dai un motiv, să nu? Le... Motivația, contează motivația. Serios. Îți fac șeziu, dar mie ce-mi iese? A, trebuie să, exact. Recompensa trebuie să funcționeze foarte bine, e clar. Recompensa poate să fie dragoste, poate să fie altceva, dar trebuie să înțeleagă. E un câine învățat să ia decizii. Ăsta, genetic, sunt câini care trebuiau să hotărască în fracțiune de secundă dacă bucata aia de gheață era suficient de puternică să-i țină sau nu. Chiar dacă omul zicea înainte, dacă el credea că nu că e nu. Cazul, își vedea de treaba lui. E și un film celebru unde îi spuneam Ramonei ceva mai devreme, am văzut foarte mulți căței din rasa asta și într-adevăr acolo se și vede cât de isteți sunt. Sunt isteți, sunt frumoși, îți plac, Florin? Senzațional. Tu ai ochi de husky, mereu am zis, culoarea ochilor tăi este... Una din rasele mele preferate. Eu aș avea o altă întrebare, cum se adaptează la mediul nostru aici din țară? Adică e normal pentru ei, e bine? S-au învățat, dacă sunt îngrijiți bine și permite, părul este foarte bine îngrijit și aerul poate să treacă prin el, părul funcționează și ca barieră termică pe timpul verii. Bineînțeles, nu trebuie să-i scoatem afară la 40 de grade. Da. Niciun câine nu trebuie scos afară la 40 de grade. Îl scoți afară vara dimineața, îl scoți afară seara târziu, îi pui apă la discreție, îl lași să aibă umbră sau un loc răcoros și n-ai nicio problemă. Lucrul ăsta trebuie aplicat tuturor câinilor, nu doar la husky siberian. Indiferent care blană scurtă, care blană lungă, câinele nu trebuie scos afară la temperaturi foarte mari. Ca și alimentație sunt greu de întreținut? Nu. Mănâncă, sunt învățați să mănânce puțin. Fiind câini care mâncau foarte rar în momentul în care plecau la lucru cu Sania și cantitățile erau limitate, mănâncă puțin și lucrează foarte mult pe chestia asta. Bine, înseamnă că mi se potrivește ca idee, freedom, ca așa o cheamă pe dumnea ei, așa, mănâncă undeva la 300 de grame de hrană uscată pe zi, împărțită în două mese. Așa puțin. Juki, care are 4 ani și este mama lor, alu Freedom, alu Hiro și alu Breaky de acolo, mănâncă undeva la 250 de grame pe zi. A, v-am zis, eu chiar mă asemăn. La un, la un, nu știu, să dăm un preț de 20 de lei, Cât? Nu, 20 de lei un kilogram de mâncare. Ok, am înțeles. Mâncare bună, da. 20 de lei un kilogram de mâncare bună, 250 de grame înseamnă 5 lei pe zi. A, e bine. Cum e foarte bine. Vreau să știu cum sunt cu cei mici, cu copiii. Extraordinar de bun cu cei mici. Sunt câini de familie, dar trebuie să le dai de lucru. Dacă îi lăsa singuri să plictisesc, încep să-și facă de lucru. O canapea, o groapă în curte, un pom scos, un... Par destul de agitați pentru apartament, cred că e destul de greu de ținut. Hiro și cu Juki stau la apartament în București, la aceeași familie, trăiesc foarte bine, n-au făcut absolut nimic. N-au. Dar sunt scoși periodic afară, sunt foarte bine adică necesită foarte multă atenție și timp. Da. Fie mi s-a culcat câinele, nu știu. Așa și. Din ce am văzut eu pe internet, sunt o rasă cântăcioasă. Aoleu, rău! Sunt curios cum ar sta pe lângă studioul meu și da. Cântă bine. Putea face un e mix. Foarte frumos, mai puțin la 6:30 dimineața. Da. Când trebuie să ieși să le dai mâncare sau să le dai drumul și încep să facă vocalize. Deci sunt vocal și când vor ceva. Da. Nu da, numai da, când da, cântă da, cu da, tine. Da. Te place libertatea? Mai mult decât libertatea, nu știu ce le place. Sunt câini pe care eu nu recomand să-i lași din lesă. Fug! Chiar dacă tu crezi că te vor asculta și va fi totul în regulă, nu le dai drumul din lesă. Vor pleca,
la orice stimul, vor pleca, se vor întoarce la tine în momentul în care se plictisesc, dacă se vor mai întoarce. Asta nu-mi place, pentru că eu vreau să stea cu mine. Chiar ziceți-mi pe final, dresajul e greu sau e pentru că sunt îngăpăținați, e greu? Ce-am spus și la început, dacă știi cum să pui problema cu el, poți să lucrezi foarte bine. Okay. Sunt câini care lucrează foarte bine dacă le oferi o motivație. Dacă ai pus în ham, câinele, când ai pus hamul pe el, câinele ăsta se transformă. În les să-l controlezi. Da? Începe să tragă. Primul nostru câine a fost un husky. Da? De acolo și numele canisei. Canisa noastră se numește Bed Creation. Okay. Așa ne găsiți și pe Facebook, așa ne găsiți și pe Instagram. Da? De acolo a venit numele. Este un câine... Da. Da. Eu îl vreau pe ăsta, mi-l dați mie pe ăsta. Dacă vreți întotdeauna câini frumoși și sănătoși și de care să fiți siguri, apelați la o caniță, e cel mai sigur. Da, noi avem toți câinii testați pentru boli genetice, nu reproducem câini dacă nu facem testele de sănătate. Și așa nu reproducem pentru culoare, încă o chestie. Nu reproducem, reproducem pentru sănătate. Nu, domnul, stai că nu e doar la... Iată că sunt pe familie, sunt pe dinastie, am înțeles. Da. Sau că joacă, husky, după cum vedeți, sunt pe foarte multe culori. Am adus acolo și un agouti, o culoare foarte rară, e un câine adus din Polonia. Așa. Omul se uită la el și zice că e lup. Nu, este husky, cât se poate de pur, cu pedigree, cu tot ce trebuie. E lup, dar nu e fieros deloc. Aveți în fața voastră una dintre cele mai jucăușe rase și cele mai energice, dar de care trebuie să aveți grijă, că altfel vă distruge casa. Mulțumim că ați trecut pe la noi și celor mici și celor mari. Să aveți o duminică frumoasă, băi, pufoșilor.